satul mare. Aici este o minge pe care o respinge cu capul Florin Balaj, capitanul echipei. Tot spre el se duce acest balon. Abia acum se uită spre care. O centrare bună și este gol. Să vedem dacă panelul rămâne jos. Este 1-0 pentru Unirea Dej. Golul aparține lui Angelo Cocian. Minutul 8. Excelentă acțiune, totul plecând de la cea diagonală până la Florin Balaj. Centrarea lui este excelentă. Fără marcaj. Nu dau seama cine era acolo în spatele lui, însă cu siguranță ar fi trebuit să-l aibă mult mai strâns. Cred că era rus. Angelo Cocian deschide scorul în acest meci. Aici este un șut tare, ce gol! Excepțională execuție, minutul 45. Wow! Angelo Cocian reușește dubla. Execuție magnifică. Un gol care nu era anunțat de nimic. Lucrurile păreau să intre într-o acalmie înainte de pauză. Șutul este însă foarte tare. Nu știu cât de plasat a fost. Cred că îl prinde și prost poziționat pe Bozoancă. Dar execuția e fulminantă.